Mulțumim frumos tuturor pentru că ați dat curs invitației noastre. Sunt alături de mine astăzi domnul secretar de stat Andrei Baciu, vicepreședinte în cadrul Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19, doamna dr. Adriana Pistol, director al Centrului Național de Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică și, nu în ultimul rând, domnul dr. Călin Alexandru de la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență. Pot să vă spun încă de la început, din punct de vedere organizatoric, ne dorim ca săptămânal să aibă loc acest tip de briefinguri de presă în care să vă prezentăm activitățile pe care le-am desfășurat în ultima săptămână și să vă prezentăm ceea ce urmează să facem în perioada imediat următoare. Cu permisiunea noastră, mi-aș dori să trec în revistă activitățile pe care noi le-am derulat în ultimele zile. Am pregătit de asemenea un material cu cele mai importante întrebări pe care noi le-am primit pe diferite canale din partea colegilor din mass media, de asemenea și de la alte categorii de persoane interesate de tema vaccinării și am încercat să transpunem în acest material care să fie în folosul dumneavoastră. Aș începe prin a spune și prin a reaminti faptul că pe 26 decembrie în România au ajuns la Institutul Cantacuzino cele aproape 10.000 de doze care a reprezentat tranșa simbolică distribuită simultan în cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene. Pe data de 29 decembrie a venit următoarea tranșă de vaccinuri, de circa 140.000 de doze, iar mâine, pe 6 ianuarie, urmează a veni, practic, a doua tranșă importantă de vaccinuri, de circa 150.000 de doze. Din acest punct de vedere, conform calendarului de livrare, pentru toată luna ianuarie ar urma să primim circa 600.000 de doze în tranșe săptămânale, la care se adaugă cele 150.000 de doze livrate până la sfârșitul lunii decembrie anul 2020. În ceea ce privește activitatea propriu-zisă a campaniei de vaccinare, după cum știți, pe 27 decembrie a demarat activitatea de vaccinare în cele 10 unități medicale destinate pentru prima linie împotriva COVID-19, conform Ordinului de Ministru numărul 555 din aprilie 2020. Au fost cele 10 unități medicale de boli infecțioase din țară. În aceste centre medicale, în aceste unități medicale, practic au fost vaccinate în total 3.317 persoane, reprezentând circa 75% din personalul total al spitalelor respective. Trebuie să luăm în calcul faptul că atunci când recomandăm vaccinarea unei persoane, trebuie ca acea persoană să fie eligibilă pentru vaccinare, adică în primul rând să nu aibă contraindicații medicale, în al doilea rând să-și dorească să facă această vaccinare și de asemenea este important ca persoana respectivă să nu fie în cursul unei infecții aflate în derulare sau să nu fie în prima lună de la momentul unei infecții cu SARS-CoV-2. Etapa întâi a campaniei de vaccinare, care a demarat după această etapă zero, adresată celor 10 unități medicale, a început practic pe 30 decembrie. Numărul estimat al persoanelor eligibile pentru această etapă, adresată lucrătorilor din sistemul medical și social, este de circa 250.000 de persoane. Din acest punct de vedere, pot să vă spun că ieri erau vaccinate la ora 20 circa 13.000 de persoane pentru ziua de 4 ianuarie, în total fiind peste 26.000 de persoane vaccinate. Astăzi, la ora 14, erau deja vaccinate aproape 13.000 de persoane, 12.996 de persoane înregistrate deja în Registrul Electronic Național al Vaccinărilor. Vă reamintesc, programul de vaccinare într-un centru este de la 8 dimineața până la 8 seara și poate să continue și după ora 8, pentru personalul propriu care intră în serviciile de gardă sau turele de noapte. La acest moment funcționează și se vaccinează în
aproximativ 251 de centre de vaccinare. Sunt mai multe centre care au fost activate din aceste 376 de centre destinate pentru etapa 1, dar vă menționez faptul că centrele care au început inițial vaccinarea, în momentul de față nu au activitate de vaccinare, având în vedere că își vaccinează doar personalul propriu și au și făcut acest lucru până la data la care noi vorbim, dar ele vor asigura mai departe rapelul persoanelor deja vaccinate și, în funcție de evaluarea ulterioară, vom decide care dintre ele pot să rămână în activitate în condițiile în care se îndeplinesc corect toate circuitele pentru celelalte categorii de persoane. În ceea ce privește modalitatea de programare, după cum știm, platforma informatică de programare, platforma națională, este în momentul de față disponibilă pentru programarea tuturor lucrătorilor din sistemul medical și social prin intermediul angajatorului, persoană juridică. De asemenea, pentru persoanele care sau unitățile medicale, cabinete medicale individuale care nu au acea semnătură electronică, programarea se poate face prin intermediul serviciului de call center, care este disponibil și funcțional în toate județele și este asigurat cu personal din rețeaua Ministerului Apărării Naționale și respectiv serviciul de telecomunicații speciale, cel puțin pentru prima etapă, tocmai pentru a rezolva toate problemele care pot să apară pe parcursul procesului de programare. Etapa a doua a campaniei de vaccinare estimăm că poate să înceapă din a doua jumătate a lunii ianuarie, deci practic după data de 15 ianuarie. În acel moment vom începe cu persoanele care sunt internate în centrele medico-sociale. La acest moment vorbim de circa 1884 de centre medico-sociale și sunt internate, sunt aflate aproape 40.000 de persoane în aceste centre medico-sociale, iar vaccinarea personalului se va efectua prin echipe mobile de vaccinare. S-a început deja la nivelul fiecărui județ constituirea acestor echipe mobile pentru a fi efectuate toate trainingurile necesare și, de asemenea, diseminarea procedurilor medicale care trebuie respectate în condițiile în care vorbim de vaccinarea personalului și, de asemenea, am dispus să se înceapă încă de pe acum obținerea consimțământului informat al persoanelor care se află internate în acele centre, ținând cont de faptul că o parte dintre ele se află în incapacitate de a-și exprima consimțământul informat. Ori din acel punct de vedere trebuie respectată procedura legală, cadrul legal aflat în vigoare, adică obținerea de la aparținători sau în lipsa acestora prin celelalte căi care sunt foarte bine precizate în cadrul legal precedent. În ceea ce privește dimensiunea persoanelor din etapa a doua de vaccinare, vorbim de aproximativ 4 milioane de persoane cu vârsta peste 60 de ani și respectiv persoane cu boli cronice. Această estimare este bazată pe catagrafia persoanelor efectuată în rețeaua medicală de medicină primară atâta timp cât, practic, grupele de risc sunt superpozabile cu cele de la gripa sezonieră și, practic, avem aceste date. Se mai adaugă un număr estimat de circa 1,5 milioane de persoane care deservesc activități esențiale. Se reevaluează catagrafierea persoanelor care deservesc activități esențiale, tocmai pentru a putea face un plan detaliat al calendarului de activități legate de desfășurarea campaniei de vaccinare pentru etapa a doua. În ceea ce privește etapa a treia de vaccinare, estimăm că în luna aprilie, începutul lunii aprilie este un termen realist pe care îl putem lua în calcul, însă trebuie să înțelegem, practic folosim acest termen de estimare întrucât momentul de început al vaccinării pentru această categorie, practic este influențat de ritmul de livrare al dozelor de vaccin și nu de capacitatea de vaccinare. Pot să vă asigur că în momentul de față pentru etapa 1 sunt prevăzute 376 de centre de vaccinare pentru lucrătorii din sistemul medical și social. După cum deja am menționat, 251 astăzi, în 251 de centre se vaccinează. Din acest punct de vedere, un procent din aceste centre, estimăm noi, cel puțin 100 dintre ele vor rămâne
activate și pentru etapa a doua, pentru că este important să ținem cont de un aspect. Foarte multe persoane cu boli cronice se află în îngrijirea acestor unități medicale și doresc să se adreseze acelor unități medicale cu condiția să se respecte circuitul epidemiologic funcțional. Pe lângă aceste circa 100 de centre care sunt deja funcționale și care au deja și vor avea experiență suficientă încât să continue activitatea de vaccinare, sunt prevăzute circa 930 de alte centre de vaccinare în afara unităților medicale. Cu alte cuvinte, pentru etapa a doua și ulterior etapa a treia, vorbim de aproximativ 1000 de centre de vaccinare cu o capacitate medie zilnică de vaccinare de circa 150 de persoane pe zi. Ori acest lucru înseamnă, din punct de vedere, dar repet, din punct de vedere al capacității noastre de vaccinare, de circa 150.000 de persoane în fiecare zi. Evident că acest lucru trebuie să fie concordant cu ritmul de livrare a dozelor de vaccin. Practic, este aproape imposibil să vaccinăm 150.000 de persoane pe zi, nu că nu am putea, ci pentru că nu vom avea aceste vaccinuri disponibile în acea unitate de timp. Din acest punct de vedere, ceea ce se încearcă la momentul actual este o accelerare a calendarului de livrare a dozelor de vaccin prin negocieri la nivelul Comisiei Europene. Vă reamintesc faptul că România face parte dintr-un demers european, dintr-un contract încheiat de Comisia Europeană cu cele 6 companii farmaceutice diferite, care sunt dezvoltatoare ale acestor vaccinuri și rând pe rând, pe măsură ce fiecare companie va primi autorizare, România va primi procent pro rata 4,3% din numărul de doze contractate la nivelul Comisiei Europene, doze care se pot suplimenta în funcție de contractele încheiate de Comisia Europeană. Cam acestea sunt lucrurile pe care eu voiam să vi le transmit în acest moment. Aceasta este situația în care ne aflăm. Ritmul de vaccinare pentru etapa 1 probabil că va fi în creștere. Încă sunt multe persoane care nu s-au programat și care urmează să se programeze în platforma informatică. Noi am transmis către fiecare direcție de sănătate publică să informeze toți furnizorii de servicii medicale și sociale să înceapă înscrierea personalului care dorește să se vaccineze în platforma de programare. Un avantaj important al acestei platforme este faptul că pe lângă blocarea dozei inițiale, îți blochează și doza de rapel, adică ziua în care mergi, tocmai pentru a avea certitudinea că atunci când urmează ziua rapelului, există un loc liber pentru a se putea efectua vaccinarea. Vă mulțumesc. Aș dori să vă prezint doar o scurtă modalitate de organizare. Aș vrea ca fiecare dintre dumneavoastră, dacă aveți întrebări, să adreseze maxim 2 întrebări, pentru că sunt, cred că, 15 persoane. Dacă timpul o să ne permită, mai putem lua și alte întrebări, dar pentru început aș propune să mergem cu 2 întrebări. Vă mulțumesc. Aș începe din partea dreaptă. Bună ziua, Alexandra Popescu de la Prima TV. Vreau să vă spuneți că România ar putea să aibă o capacitate de vaccinare de 150.000 de vaccinări pe zi. Asta ar însemna că ar trebui să primim săptămânal undeva la 1.000.000 de vaccinuri. Când s-ar putea întâmpla acest lucru? Pentru că în momentul de față capacitatea de vaccinare încă nu a ajuns la 20.000 cât ar fi necesar. Capacitate de vaccinare nu înseamnă vaccinare. Capacitate de vaccinare înseamnă dacă aș avea toate persoanele programate, aș putea să le vaccinez. Acest lucru am vrut să spun. Faptul că noi am dimensionat numărul centrelor de vaccinare încât să putem asigura vaccinarea persoanelor într-un timp relativ scurt, tocmai pentru a atinge acel prag de imunizare colectivă de circa 60-70% într-un interval de aproximativ 6 luni, nu este echivalent cu faptul că zilnic vom vaccina circa 150.000 de persoane, pentru că realmente nu cred că vom avea într-un viitor al următoarelor 2-3 luni aceste doze. Depinde foarte mult de momentul în care și celelalte companii producătoare, dezvoltatoare de vaccinuri vor primi autorizare de punere pe piață. Se va suprapune campania de vaccinare, adică primul vaccin și cu rapelul. Aici va trebui probabil și suplimentată capacitatea. Cum se va face? Pentru că în aceea zi probabil vor fi vaccinați persoane în
cu primul vaccin și persoane cu cel de-al doilea vaccin. Cum se va întâmpla aici? Cum se va desfășura totul? În momentul în care o persoană se programează în vederea vaccinării, practic va ocupa doza, ziua de la doza 0 și automat îi se rezervă locul de la ziua 21 sau ziua 28, depinde de tipul vaccinului efectuat. Practic, orice persoană nouă care se va programa în ziua 21 a respectivului pacient, practic se va programa dacă vor exista acele locuri libere. Bună ziua, Carla Tănase, Digi24. În primul rând, aș vrea să ne spuneți dacă ați avut timp să verificați situația de la centrul de vaccinare din Găiești, unde am văzut că nu sunt respectate regulile primei etape și managerul spitalului de acolo a anunțat că cine vrea poate merge să se vaccineze. Am luat și noi la cunoștință de situația de la spitalul din Găiești. Pot să vă spun următoarele lucruri. Faptul că au fost vaccinate astăzi persoane care nu aparțin etapei 1 nu este o tragedie. Până la urmă, important este că au fost vaccinate. Faptul că nu s-au respectat procedurile, și anume beneficiarii vaccinurilor să fie cei din etapa 1, așa cum prevede strategia, pentru că nu întâmplător această etapizare a fost făcută tocmai pentru a echilibra disponibilitatea reală a vaccinurilor cu persoanele care au cea mai mare nevoie să fie vaccinate în această perioadă. Acest lucru este un alt aspect care urmează a fi verificat. Din acest punct de vedere, vorbim local de un management defectuos, aș putea spune. Și în acest caz pot fi date sancțiuni? După cum știm, strategia de vaccinare prevede doar modalitățile și liniile directoare după care noi dezvoltăm și implementăm campania de vaccinare. Aș putea spune că acest aspect intră în sarcina Ministerului Sănătății. Probabil că se vor efectua evaluări și ulterior se va decide în consecință. N-aș putea să vă spun acest lucru pentru că nu intră în atribuția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea. Există cumva o situație a vaccinului pierdut? Știm că am văzut că în strategie este prevăzut și acest lucru. Există în acest moment o astfel de situație? Există. Pot să, imediat o să o rog pe doamna doctor Adriana Pistol să vă răspundă. Doar aș menționa faptul că există un risc asumat al unor pierderi de vaccinuri, având în vedere că sunt vaccinuri multidoză, având în vedere că au o stabilitate limitată și acest risc practic este asumat din motive absolut neimputabile, se pot sparge anumite flacoane în momentul în care le reconstitui, se pot întâmpla evenimente care nu țin neapărat de managementul activităților dintr-un centru de vaccinare. Pot să vă spun că m-am uitat și eu pe datele legate de pierderile de vaccinuri, pentru că în fiecare zi, la nivelul unui centru de vaccinare, pe lângă persoanele, practic avem un stoc existent la ora 8 dimineața, pe măsură ce persoanele se vaccinează și sunt introduse în Registrul Electronic Național al Vaccinărilor, practic acel stoc scade în concordanță cu numărul de persoane vaccinate, iar la ora 20, când se face bilanțul, vedem câte doze am avut în stoc, câte persoane am vaccinat și dacă am avut doze pierdute, că s-au spart, că au rămas nefolosite. Aceste evaluări există și sunt centralizate în Registrul Electronic Național. Doamna doctor, dacă aveți... În momentul de față, pot să vă spun că numărul este foarte mic, tocmai sub pentru 100, că... Sub 100, undeva sub 100 erau aseară, acum n-am să vă spun din exact, peste... dar mă pot interesa și poate vă dau cifra exactă. Sunt peste 64.000 de doze deja distribuite, deci practic există un număr, repet, mic de doze asumat că pot să fie pierderi neimputabile. Mai am o singură întrebare, dacă îmi permiteți, în legătură cu medicii care nu au certificat digital. Spuneați că pot suna la call center pentru programare, însă sunt mulți care spun că au sunat, dar le răspunde robotul și atât. Eu ceea ce pot să vă spun, și avem colegii de la Serviciul de Telecomunicații Speciale alături de noi, sunt 100% operaționalizate aceste centre, s-au făcut traininguri speciale și este personal special desemnat strict pentru gestionarea sistemului de programare. Însă trebuie să înțelegem că prezența acelei semnături electronice nu este limitativă. Orice persoană care nu are semnătură electronică se poate înscrie și să se vaccineze într-un centru de vaccinare, fie telefonic, fie se
poate suna direct la centrul de vaccinare unde este arondat să se programeze. Deci, din acest punct de vedere, există mijloace prin care ne putem programa. Spun că nu știu nici măcar centrul la care trebuie să sune. Adică toate variantele pe care le spuneți le știm cu toții, numai că ei efectiv nu reușesc să se programeze. În momentul acesta, practic, platforma informatică permite programarea altor categorii de personal medical și social în centre de vaccinare, în afara celor din care ei lucrează. Deci, practic, poți să alegi centrul la care vrei să te vaccinezi. În general, se respectă teritorializarea. Adică, dacă vorbim de un cabinet medical din sectorul 1, nu va fi programat într-un centru din sectorul 6. Deci, direcțiile de sănătate publică au arondat acești furnizori de servicii medicale către centrele de vaccinare, respectându-se oarecum teritorializarea geografică, fără să fie, repet, nici în acest caz 100%. Eu am transmis cât se poate de clar tuturor direcțiilor de sănătate publică și centrelor de vaccinare să primească orice persoană care se prezintă la centrul de vaccinare, pentru că noi, ceea ce ne interesează în ultimă instanță, este ca persoanele să beneficieze de vaccinare. Dacă colegii de la Serviciul de Telecomunicații Speciale doresc să facă ceva mențiuni față de această întrebare legată de call center, eu știu că sunt funcționale. Bună ziua, mă numesc Craig Mara, sunt de la Serviciul de Telecomunicații Speciale. Call center-le sunt funcționale, sunt asigurate cu personal al Ministerului Apărării Naționale și în sprijin colegi de la noi pe parte tehnică, strict pentru a asigura suport tehnic. Sunt funcționale, din câte văd eu, pe propriile grupuri de colaborare, se înscriu foarte mulți medici fără nicio problemă. Puteți să verificați la un call center, lista call center-ului este pe site. Am microfon. Domnul. Aici. Vă veniți să rămâne la microfon. Bună ziua, mă numesc Remi Manda, sunt de la Serviciul de Telecomunicații Speciale. Asigurăm asistență tehnică și toate serviciile de comunicații din call center. Personalul este asigurat de Ministerul Apărării Naționale. În fiecare call center, cum spunea și domnul președinte, domnul doctor Gheorghiță, sunt în momentul de față sunt două console funcționale cu personalul MAPN și în sprijin avem un coleg de la Serviciul de Telecomunicații Speciale. În dimineața aceasta știu foarte bine că s-au programat destul de mulți medici pentru vaccinare prin cadrul call center-urilor. Datele de contact de la call center sunt trecute pe platforma națională, în momentul în care accesați tabul Programează-te. Există un buton pentru suport și acolo sunt datele de contact. Puteți verifica sau puteți să vă programați, se pot programa medicii la unul dintre numele de apel acolo, funcție de județul în care unde locuiesc sau unde au rezidență, de fapt. Vă mulțumesc. Aș completa întrebarea anterioară cu pierderile. Ne-a venit răspunsul. Sunt 87 de doze declarate, practic, irosite sau pierdute, cum vreți noastră. Motivul este acesta, că nu, în momentul în care cadrele medicale se programează, nu vin și astfel nu au fost pierdute sau care-s motivele? Vă dau un exemplu al zilei de ieri. În platforma de programare erau circa 10.800 de persoane și s-au vaccinat circa 13.000 de persoane din sistemul medical. Deci, din acest punct de vedere, există, repet, tot personalul medical încă nu toate unitățile au reușit să facă programarea și eu am spus cât se poate de clar ca toate persoanele din sistemul medical care doresc să se vaccineze și nu au reușit să facă acest lucru, mai ales dacă lucrează în unitatea unde există un centru de vaccinare, să se prezinte pentru vaccinare, însă să nu fie nimeni refuzat din cele care sunt programate. Este de la sine înțeles. Zilnic, fiecare responsabil din centru își reevaluează necesarul de doze, așa încât să existe suficiente doze pentru a asigura vaccinarea tuturor celor care se prezintă la un centru de vaccinare. Deci, practic, motivul pierderii acestor doze sau motivele sunt multiple, repet, se poate sparge, diluiesc greșit, sunt multe motive care se pot ivi. Important este ca acest număr să fie din ce în ce mai mic. Am o rugăminte, dacă puteți clarifica aici, e legat de întrebarea Carlei. Am văzut că nici dumneavoastră, nici doamna doctor Pistol nu aveați cifra exactă a dozelor risipite. Le urmărește cineva? Sigur că da, nu aveam, pentru că este un proces în dinamică.
Am înțeles, tocmai de asta vă întreb, sunt că aș vrea să clarificăm întrebarea Carlei, dacă sunt monitorizate, unde se închide această poveste? În Registrul Electronic Național al Vaccinărilor sunt incluse toate aceste date. Stocurile existente, consumurile, adică persoanele vaccinate și respectiv dozele pierdute, irosite, și al patrulea aspect este legat de reacțiile adverse post-vaccinale indezirabile care se înregistrează în centrele de vaccinare. Deci sunt patru elemente importante pe care noi le urmărim în fiecare zi și în dinamică, și este o monitorizare practic în timp real. Bună ziua, Liliana Curea, ProTV. Îmi spuneți, vă rog, în ce stadiu este pregătirea centrelor de vaccinare extra-spital? Există o dată până la care își pot lua autorizațiile de la DSP? Ceea ce ne-am propus este ca până la 15 ianuarie să avem mare parte dintre ele pregătite, așa încât rând pe rând, pe măsură ce sunt echipate și autorizate, să poată intra în activitate. Și cine va realiza procesul de vaccinare acolo? Adică înțelegem că personal pregătit, medici, asistente, de unde? Vor fi medici de familie, medici rezidenți, vor fi detașați medici din spitale? Mulțumesc! Personalul medical vaccinator care va constitui acele echipe de vaccinare provine din rețeaua primară de medicină de familie, medicină școlară, medici epidemiologi, medici din direcțiile de sănătate publică și Institutul de Sănătate Publică. De asemenea, sunt medici de alte specialități, personal voluntar, rezidenți, respectiv studenți la medicină. Sunt deja solicitări ale altor categorii de personal medical care vor să participe voluntar în echipele de vaccinare și am transmis către direcțiile de sănătate publică să deschidă aceste liste de voluntariat. Direcția de sănătate publică încheie un contract de voluntariat cu respectiva persoană și ulterior o include într-o anumită echipă sau mai multe echipe de vaccinare. Se efectuează trainingul necesar, se prelucrează procedurile așa încât să știe fiecare persoană ce are de făcut. Și de asemenea, în ceea ce privește asistenții medicali, sunt din rețeaua de medicină de familie, din rețeaua de medicină școlară, respectiv asistenții medicali comunitari. Înțeleg că trainingul va fi făcut tot până în 15 ianuarie? Pentru echipele care intră în activitate, cu siguranță, dar este o etapă continuă, practic este un proces dinamic. Chiar și acest lucru se poate repeta, procedurile, repet, sunt gata și toată lumea le poate evalua și, de asemenea, prelucra în momentul acesta. Am o întrebare. În timp ce lideri politici din lume se vaccinează și dau un exemplu, aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că dacă liderii politici din România, nu dau nume, ar contribui pozitiv la campania dumneavoastră de vaccinare și doi, dacă aveți o situație a unor cadre medicale din țară care refuză vaccinarea și dacă v-ați gândit la niște măsuri. În ceea ce privește prima întrebare, pot să vă reamintesc faptul că avem o strategie de vaccinare care prevede cât se poate de clar etapele, cele trei etape și categoriile de personal deservite de fiecare etapă. Atâta timp cât avem aceste lucruri stabilite și adoptate printr-o hotărâre de guvern, respectiv prin CSAT, cred că aceste etape trebuie respectate. În ceea ce privește creșterea nivelului de încredere a populației în procesul de vaccinare, cred că rolul cel mai important îl are comunicarea și informarea, comunicare care trebuie continuată și crescută nu doar de la nivelul Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea, ci toți profesioniștii din sănătate care fac parte din corpul medical în cea mai largă a lui definiție, sunt parte proactivă a procesului de comunicare și de informare. Trebuie să ținem cont de faptul că persoanele, pacienții, în general, se adresează medicului de familie sau medicului în care au cea mai mare încredere. Deci, din acest punct de vedere, noi am și finalizat etapele, dacă vreți, de webinarii științifice cu universitățile de medicină și farmacie. Din acest punct de vedere, au fost un număr mare de participanți. Aceste tipuri de webinarii științifice și conferințe medicale vor fi repetate și vor fi ținute în continuare. Iar în ceea ce privește rata de vaccinare în rândul personalului medical, este de la sine înțeles și nu ne așteptam să fie de 100%. Fiecare are motivele lui pentru care dorește să se vaccineze și respectiv cei care nu doresc
cu siguranță au niște motive pentru care nu fac acest lucru. După cum știm, studiile din momentul de față arată un procent de circa 30-35% dintre persoane care în momentul de față ezită sau doresc să amâne decizia în ceea ce privește vaccinarea. Cred că în acest caz este important să continuăm demersurile de comunicare și de informare, pentru că decizia de a amâna sau ezitarea nu reprezintă, dacă vreți, un refuz, ci reprezintă o nevoie reală de mai multă informare pe tema acestui subiect. Bianca Iacob, Observator Antena 1. Spuneați dumneavoastră că etapa a doua va începe undeva după 15 ianuarie. Premierul spunea astăzi că de săptămâna viitoare. Sunt gata centrele? Nu sunt gata pentru etapa a doua? Sunt autorități locale în apropiere de București care spun că nu sunt gata cu amenajarea, nici cu avizele? Etapa a doua a campaniei de vaccinare, așa cum am spus, începe cu vaccinarea persoanelor care sunt în momentul de față internate în centrele medico-sociale. Din acest punct de vedere, vaccinarea se realizează cu echipe mobile, deci legat de acest aspect, nu, lucrurile clar sunt în timp și vor fi respectate. În ceea ce privește echiparea propriu-zisă a celorlalte centre de vaccinare și obținerea vizelor necesare, acest lucru va fi finalizat în perioada zilelor următoare și rând pe rând, așa cum am mai precizat deja, în momentul în care un centru este gata, intră în funcțiune. Bun, a apărut un articol în presa locală că la Slobozia vaccinul ar fi ajuns în cutii de pizza. Știți despre această situație? Nu știu despre această situație. Cutiile care sunt livrate de producător sunt asemănătoare unei cutii de pizza, într-adevăr, dar conțin cele 195 de flacoane. Este doar o întâmplare să semene foarte mult, într-adevăr, cu o cutie de pizza, așa sunt ele livrate. Practic, un pachet conține 5 astfel de cutii, ceea ce înseamnă aproximativ 5.000 de doze. Bun, și despre implicarea medicilor de... Bianca, o secundă, deschid articolul despre care vorbește colega mea, sunt cutii de pizza. Vă putem arăta fotografiile. Da, scuzați-mă că intervin, dar și eu mă uit la fotografie și scrie pizza pe cutie. Cred că sunt... cu niște cutii de pizza. Vă trimitem link-ul, uitați-vă, dacă îmi permite să mă apropii, vă arăt fotografia. Am înțeles, vă cred. Dați-mi voie să vă spun că vă cred, nu știam acest aspect. Însă cred că acest lucru nu are importanță, adică nu are legătură cu siguranța în care sunt transportate, este doar o modalitate în care sunt separate acele doze din pachetul inițial, din modalitatea de ambalare inițială. Important este să se respecte lanțul de frig, pentru că ele nu sunt transportate efectiv în cutii de carton, ci sunt în cutii frigorifice cu data logere care monitorizează în permanență temperatura. Iar acest lucru se poate proba în orice moment, pentru că este o datorie a noastră de a asigura condițiile lanțului de frig. Bun, și despre implicarea medicilor... Sigur, vor fi verificate aceste... Pot eu să intervin pentru că colegii de la Antena 3 au sunat deja managerul spitalului din Slobozia, care confirmă informația, spune că în mai multe spitale din Slobozia au ajuns dozele în acest fel, pentru că au fost fracționate astfel de Direcția de Sănătate Publică de acolo. Da, repet, important este să se respecte condițiile lanțului de frig și e mai puțin important că acel ambalaj provine dintr-o altă sursă, cred că asta este nerelevant din punctul meu de vedere. Bun, și să revenim la medicii de familie care sunt implicați în procesul de vaccinare. Vă ziceam și de dimineață că sunt refuzuri din partea medicilor de familie. Nu faceți liste deja cu cine vrea să se implice în procesul de vaccinare ca să știm de la început pe cine ne bazăm și pe cine nu ne bazăm? Acest lucru se desfășoară deja de la nivelul direcțiilor de sănătate publică. Bineînțeles că se dimensionează numărul persoanelor care fac parte din echipele de vaccinare în funcție de numărul centrelor de vaccinare care se vor înființa în fiecare județ. Am avut discuții pe această temă. Marea majoritate a județelor nu au probleme în ceea ce privește resursa umană. Și atunci avem niște date, știm numărul acestora?
Am precizat și cu alte ocazii, însă, repet, vorbim de aproximativ 2000 de medici, aproximativ 6000 de asistenți medicali și aproximativ 2000 de registratori la nivel național. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Diana Brâncuș, Televiziunea Română. Domnule președinte, v-aș ruga să ne explicați ce soluție aveți pentru dozele care rămân nefolosite la nivelul centrelor, în așa fel încât acestea să nu fie irosite și să fie folosite în condițiile de siguranță, să nu se deterioreze. În momentul în care pe perioada zilei constatăm că avem mai multe doze decât cele care erau prevăzute pentru a fi administrate în ziua respectivă, trebuie să ne uităm, pe de o parte, la intervalul de stabilitate pe care l-au acele doze, ținând cont de faptul că vorbim de circa 120 de ore, deci practic 5 zile. Dacă am reconstituit un flacon și am apucat să administrăm o singură doză unei singure persoane și vedem că nu mai avem pe nimeni și ne mai rămân 4 doze, atunci ținem cont de faptul că flaconul reconstituit are o stabilitate la temperatura camerei de 6 ore și putem chema din persoanele de a doua zi, care sunt deja programate și care se pot prezenta la centru de vaccinare, ținând cont că vorbim de 4 persoane, practic. V-aș dori să ne mai transmiteți, dacă este posibil, care este ordinea prioritizării la vaccinare în rândul celor 4 milioane de persoane expuse riscului de îmbolnăvire. Persoanele cu vârsta peste 65 de ani și persoane cu boli cronice din mai multe categorii, obezitate, diabet zaharat, bolile cardiovasculare, bolile pulmonare cronice, bolile renale cronice, persoanele cu condiții de imunodepresie prin boală sau prin tratament, pacienți aflați post-transplant. Practic, acestea sunt pacienții cu neoplazii, cu tumori, cu cancer în evoluție, sunt principalele categorii recunoscute de Organizația Mondială a Sănătății. Pot să vă spun că am transmis această adresă către comisiile de specialitate din Ministerul Sănătății, respectiv Colegiul Medicilor din România, tocmai pentru a valida aceste categorii de risc și ulterior a le include în lista de prioritizare a persoanelor în vederea vaccinării. O completare la întrebare. Menționați pacienții cu boli oncologice. În rândul lor sunt tot felul de discuții că pot să se vaccineze, nu pot să se vaccineze. Sunt discuții la nivelul persoanelor cu boli, cu tulburări de coagulare a sângelui, care încă nu au foarte clare aceste informații, dacă este sigur pentru ei să se vaccineze sau nu. Ce le transmiteți? Sunt două aspecte pe care aș vrea să le dezbatem. Cel legat de persoanele cu condiții de imunodepresie prin acest gen de afecțiune. Nu este vorba de contraindicația de administrare a vaccinului, ci faptul că nu știm cât de prompt va fi răspunsul imun după vaccin, dar este un aspect care este valabil pentru toate vaccinurile și nu în mod particular pentru vaccinul împotriva COVID-19, cu mențiunea doar a vaccinurilor care nu includ virusuri vii atenuate, adică virusuri sau alte tipuri de agenți patogeni atenuați care se pot redeștepta, dacă vreți, la persoanele sever imunodeprimate. Dar în cazul vaccinului împotriva COVID-19 nu există o precizare legată de contraindicație la această categorie de persoane. În schimb, ceea ce nu putem ști și ceea ce este precizat inclusiv în recomandările din rezumatul caracteristicilor produsului, nu putem anticipa care este nivelul de protecție pe care îl va obține respectivul pacient după vaccin, având în vedere că răspunsul propriu al imunității, al organismului, este deficitar. În ceea ce privește tulburările de coagulare, fie printr-o boală, fie induse terapeutic la persoanele care urmează tratamente anticoagulante, dimensiunea acului care se folosește pentru administrarea vaccinului este foarte mică, vorbim de AC de circa 23 de gogi, adică trauma pe care o produce este nesemnificativă, însă din precauție la pacienții care au tulburări severe de coagulare, aici trebuie să amânăm administrarea vaccinului și în colaborare cu medicul cardiolog sau hematolog vom lua decizia potrivită pentru pacientul respectiv. Bună ziua, Raluca Bărca, Antena 3. Vis-a-vis de situația din Găiești, voiam să vă mai întreb, vorbeați despre un management defectuos, dar mai exact la ce ne referim? La faptul că au fost cerute mai multe doze decât medici
înscriși pentru a primi serul sau care a fost situația mai exact acolo? Nu, eu cred că dacă anticipăm că ne vor rămâne doze și vor expira, putem să chemăm persoane care sunt programate a doua zi și care aparțin lucrătorilor din sistemul medical și social. La acest lucru m-am referit, adică cred că putem gestiona la nivelul unui centru de vaccinare aceste aspecte, încât să reducem la minimum posibil riscul să ne expire într-adevăr dozele pe care le avem sau care sunt deja reconstituite. Asta nu este un motiv să afirmăm că putem vaccina pe oricine, repet, nu acest lucru este problema, până la urmă foarte bine că au fost vaccinate respectivele persoane. Important este cum corectăm aceste lucruri, încât cei care au cel mai mare nevoie în momentul de față de acest tip de vaccin să aibă acces la el. Și o altă întrebare legată de cadrele didactice. Voiam să vă întreb dacă în etapa a doua profesorii vor reprezenta o categorie prioritară în vaccinare. Da, este prevăzut în strategia de vaccinare. Personalul din învățământ este inclus în personalul care deservește activitățile esențiale. Bianca Ogarca, B1 TV. Foarte multe persoane cu vârsta de peste 50 de ani iau anticoagulante ca urmare a unor afecțiuni cardiovasculare. Aceste persoane se pot vaccina? Răspunsul este similar cu ceea ce am răspuns anterior. Sunt două tipuri de sau două clase mari de medicamente care produc, dacă vreți, sau sunt asociate cu un risc de sângerare. Vorbim de medicamentele antiagregante plachetare de tipul aspirina sau alți derivați. Din acest punct de vedere, nu există o contraindicație, dar la pacienții care iau tratamente anticoagulante propriu-zise, dicumarinice sau alte tipuri de anticoagulante, repet, prin colaborare cu medicul cardiolog, medicul curant al pacientului respectiv, se poate lua cea mai bună decizie pentru administrarea vaccinului respectiv. Nu este singura situație. Trebuie să înțelegem că avem un program național de vaccinare pentru multe alte tipuri de vaccinuri și în fiecare caz se pot găsi soluții pentru a se asigura accesul persoanei respective la vaccinare, sigur, menținând siguranța pacientului în primul rând. Cătălin Condruț, Mediafax. Atunci când ați prezentat strategia, vorbeați de 500.000 de oameni în etapa întâia, persoane cartografiate în sistemul medical. Acum ne vorbiți de 250.000. Asta înseamnă că un medic din doi, un angajat din sistemul sanitar din doi, refuză să se vaccineze? Persoanele care sunt în momentul de față estimate a fi circa 250.000 nu reprezintă persoanele care doresc să se vaccineze, ci reprezintă eșantionul estimat real al persoanelor din etapa întâi, la care noi avem în momentul de față date. În ceea ce privește numărul estimat inițial, așa au reieșit, însă în momentul în care am reevaluat toate aceste date, respectiv angajații din sistemul medical și social, acesta este numărul estimat pe care îl avem. Chiar dacă va fi mai mult sau mai puțin, pe noi ne interesează să creăm accesul fiecărei persoane din această etapă la vaccinare, indiferent că vorbim de un număr mai mare de persoane sau mai mic. O cifră concretă avem acum? Nu putem vorbi de o cifră concretă, este o estimare de circa 250.000 de persoane. Bun, întrebarea 2 este următoarea. Ați vorbit de 366 de centre de vaccinare. Ieri premierul Cîțu vorbea de 230 de centre deschise ieri. De unde vine această diferență? Astăzi, de pildă, sunt 251 de centre unde se vaccinează. Mâine s-ar putea să fie mai multe sau mai puține. Repet, sunt centre care își vaccinează personalul propriu și atunci când au terminat de vaccinat personalul propriu cu prima doză, ele nu mai înregistrează activități de vaccinare. Deci de aici reiese cifra care variază de la o zi la alta, pentru că vorbim de centrele care vaccinează propriu zi și care înregistrează persoane vaccinate în ziua curentă în care facem raportarea. Ioana Răduca, Alef News. În primul rând aș vrea să ne explicați un pic ce întreba și colega de la Antena 3 legat de profesori. Aveți în strategie prevăzut, ați făcut niște calcule, când exact vor fi imunizați profesorii din România și câți dintre ei?
Câți dintre ei, nu pot să vă dau un răspuns cât să ferm, vorbim de datele pe care cu siguranță le știți și dumneavoastră, de un procent de intenție de vaccinare de circa 50%. Vom vedea în final care va fi intenția reală de vaccinare și efectiv persoanele care se vor vaccina din acest domeniu al învățământului, ceea ce ține de noi și de organizarea campaniei de vaccinare este să creăm mediul favorabil prin care aceste persoane, dacă doresc să se vaccineze, să aibă acces la vaccinare. Momentul exact în care se va întâmpla acest lucru și accesul personalului din învățământ urmează a fi stabilit în perioada următoare, dar și aici lucrurile nu trebuie privite matematic, pentru că vorbim de un proces dinamic și care depinde de ritmul de livrare, repet, al dozelor de vaccin și de adresabilitatea persoanelor către centrele de vaccinare. Insist cu întrebarea pentru că e o problemă reală în societate. Sunt foarte mulți părinți, profesori care doresc să se reîntoarcă în școală și care își puneau speranțele în vaccin. La această oră, dumneavoastră sau colegii dumneavoastră, pot avansa, măcar estimativ, o dată la care știm, dacă tot spuneți că i-ați trecut în categorie prioritară pe profesori, de când începem măcar să-i numărăm și de când am putea să-i imunizăm? În ceea ce privește catagrafia personalului care dorește să se vaccineze din sistemul de învățământ, din ceea ce știu din discuțiile cu Ministerul Educației, sau urmează să se trimită acest tip de chestionar în vederea evaluării intenției de vaccinare, tocmai pentru a dimensiona cât mai aproape de realitate numărul persoanelor care doresc în final să se vaccineze, iar ca termen realist aș putea spune probabil început de februarie, sfârșit de lună ianuarie. Următoarea mea întrebare e și pentru dumneavoastră, dar și pentru domnul secretar de stat Baciu, pentru că tot domnia sa se ocupa la Ministerul Sănătății de această chestiune legată de COVID. În momentul în care am discutat despre testele rapide, testele antigen, care nu erau bune acum 10 luni, de astăzi începem să le raportăm în buletin. A luat ceva vreme până când, spre exemplu, pe povestea testelor, privatul a fost primit în această ecuație. De data aceasta, având experiența testării, când vine vorba despre vaccinare, știți exact cum stăm cu sectorul privat, când ar putea să intre în această poveste, dacă și în ce condiții? La ce vă referiți cu sectorul privat? Sunt clinici private care deja și-au arătat disponibilitatea de vaccinare. O parte dintre ele deja își vaccinează angajații de câteva zile. Foarte bine că fac acest lucru. Personalul din sistemul medical privat se poate adresa către centrele de vaccinare unde au fost arondate în vederea vaccinării și de asemenea sunt unități medicale private unde au fost organizate centre de vaccinare, cum este, nu știu dacă e... Nu, dați-ne datele ca să știm despre ce discutăm, câte sunt, unde sunt. Rețeaua Regina Maria și de asemenea urmează a fi înființate, sunt în curs de evaluare și alte unități medicale care pot să asigure circuitele funcționale. Nu este vorba de o reticență a Direcției de Sănătate Publică vis-a-vis de organizarea unui centru de vaccinare în aceste unități medicale private, ci de îndeplinirea unor condiții în care să se respecte un circuit funcțional, în sensul în care în acel spațiu nu trebuie să fie persoane care vin, de pildă, cu o simptomatologie în vederea unei consultații medicale și persoane care stau alături la un alt cabinet care doresc să se vaccineze. Deci, din acest punct de vedere, trebuie circuite complet separate. La acest moment se face această evaluare, tocmai pentru a se putea înființa într-un termen cât mai scurt aceste centre de vaccinare. Întreb asta în ideea în care sunt din ce în ce mai mulți oameni care nu sunt prinși în prima și a doua categorie, adică oameni la fel ca mine și ca dumneavoastră, care suntem sub 65 de ani, în perfectă stare de sănătate, dar care își doresc foarte mult această imunizare. Vorbim dincolo de profesori, de oameni de business, de artiști, de sportivi. Pentru ei, pentru mine, personal, care e orizontul de așteptare și unde mi-aș putea face vaccinul dacă spuneați că și privatul ar putea prelua o parte? Deja avem din cele peste 930 de centre de care vă vorbeam pentru etapa a doua, o parte dintre unități medicale private care și-a exprimat disponibilitatea de a organiza centre de vaccinare. Sunt parte dintre ele incluse, evaluate de către Direcțiile de Sănătate Publică județene. Repet, disponibilitatea unui furnizor privat de servicii medicale de a organiza un centru de vaccinare
va fi, practic, se va da curs acestei disponibilități dacă se pot îndeplini condițiile de siguranță pentru derularea activităților de vaccinare. Asta am înțeles, dar prevăzute. Îmi dați mie un orizont de așteptare, mie personal, când aș putea să fac vaccinul, nefiind în niciuna dintre categoriile prioritare? Vorbim de luna aprilie, foarte probabil începutul lunii aprilie. Și acolo mergem după alte reguli? Adică cum vom proceda? Dăm toți bulucii care... Există o arondare geografică, adică vă veți programa în centrul cel mai apropiat de domiciliul dumneavoastră, fie domiciliul de rezidență, unde locuiți efectiv, fie din... cartea de identitate, însă dacă pentru prima doză, vă dau un exemplu, sunteți într-o localitate și știți programul că peste 28 de zile veți fi în altă localitate din cauza locului de muncă, atunci vă puteți selecta rapelul în localitatea respectivă. Apropo de asta, știți că deja sunt probleme la medicii rezidenți, care au fost înscriși într-o parte, pentru că potrivit strategiei, ei sunt în spitalul plătitor trecuți pe liste, dar de fapt lucrează la distanță. Lucrurile aici au fost clarificate și a fost și eliberată o instrucțiune în acest sens. Medicii rezidenți și studenții vor fi vaccinați în spitalele unde își desfășoară activitatea propriu-zis și nu ține de spitalul care este plătitor sau îndrumător. Chiar dacă astăzi am un stagiu de o lună și îmi fac prima doză, rapelul mi-l voi face în spitalul în care mă regăsesc la momentul efectuării activităților practice. Promit că mă opresc aici, dar povestea asta cu cutiile de pizza, mie mi se pare așa, dintr-un alt film și văd că sunt și foarte multe comentarii în online și poate de aceea am putea clarifica până la capăt. Cine verifică faptul că eu transport vaccinul într-o cutie de pizza, că se respectă sau nu lanțul de frig? Că asta spuneați. Atâta se verifică, numai puțin. Acele cutii da. Sunt puse într-o cutie frigorifică calificată, care prezintă un data logger care monitorizează în permanență temperatura. Acele informații legate de respectarea condițiilor de temperatură sunt descărcate în calculator și se pot, practic, vedea pe tot parcursul pe care acel vaccin îl parcurge, de la momentul în care pleacă din frigider până la momentul în care ajunge în centrul regional. Evident că la preluarea dozelor de vaccin în centrul regional, există un proces verbal de predare-preluare și există un aviz de însoțire al acestor doze, unde este obligatoriu să se specifice și să se verifice respectarea condițiilor de temperatură. Am înțeles. Bună ziua, Gianina Vatcovici, România TV. Vreau să vă întreb în legătură cu un demers care este acum discutat în Marea Britanie, în Germania, în Danemarca, cu privire la amânarea rapelului, tocmai pentru ca mai mulți oameni să fie vaccinați într-o primă etapă. Vreau să vă întreb dacă acest lucru este măcar luat în discuție în acest moment în România. Avem și noi cunoștință de această decizie sau discuție din Marea Britanie. Pot să vă spun că la acest moment, decizia este aceea de a respecta exact recomandările prevăzute în autorizarea de punere pe piață eliberată de Agenția Europeană a Medicamentului. Dacă Agenția Europeană a Medicamentului va face alte recomandări, aceleași lucruri vor fi respectate și în România, însă cred că este important în momentul de față să respectăm cât se poate de bine medicina bazată pe dovezi. Și încă o clarificare, dacă îmi permiteți, persoanele care nu sunt asigurate în acest moment în sistemul de sănătate pot beneficia de vaccin? Pot beneficia de vaccinare. Și există cumva vreun risc mai mare de a obține, de a avea reacții adverse în cazul persoanelor peste 65 de ani și de asemenea persoanelor cu alergii? Nu, dimpotrivă, datele din studii au arătat că persoanele din categoria peste 60-65 de ani au înregistrat procentual un număr mai mic de reacții adverse comparativ cu grupa de vârstă mai tânără, pentru că vorbim de un alt tip de răspuns imun, practic de o reactogenitate și de un trigger mult mai accentuat al răspunsului imun la persoanele tinere. Deci, dimpotrivă, persoanele tinere înregistrează mai des disconfort local, mai des durere la locul de administrare decât persoanele peste 60 de ani sau peste 65 de ani. Mulțumesc! Bună ziua, Mioara Costin, Realitatea Plus. Aș vrea să mă întorc la cazul din Găiești, care a fost semnalat astăzi de Realitatea Plus și vreau să vă spun că managerul spitalului i-a transmis inclusiv reporterului cu care a discutat că dacă dorește poate veni în spital să se vaccineze. Ce vreau să vă întreb este următorul lucru. Ce se va întâmpla cu persoanele care s-au vaccinat și ieri și astăzi acolo, care nu erau cadre medicale, cu privire la rapelul pe care ar trebui să-l primească peste 20 de zile?
li se asigură un rapel peste aceste 20 de zile sau vorbim, cu alte cuvinte, de un vaccin irosit astăzi? Este o întrebare foarte bună și mă bucur că ați adresat această întrebare. Este firesc și normal să se asigure persoanei respective și doza de rapel. Practic, este important, repet, să respectăm siguranța pacientului și să asigurăm beneficiile maximale pentru respectiva persoană dacă a fost vaccinată. Nu acest lucru este, dacă vreți, nu acest aspect reprezintă o problemă, ci faptul că anumite activități realmente ține de capacitatea noastră de a ne organiza la nivelul unui centru de vaccinare. Și cred că aceste lucruri punctual trebuie și vor fi îmbunătățite. Luați în calcul să modificați protocolul la nivel de comitet pentru vaccinare, întrucât vorbeați despre posibile vaccinuri care ar trebui să nu fie irosite, astfel încât dacă rămân la finalul unei zile mai multe doze, să poată fi folosite și pentru alte persoane care nu sunt cadre medicale? Ceea ce ar trebui să vă menționez încă o dată, faptul că prin doze irosită nu înseamnă neapărat acele doze care rămân practic reconstituite și nefolosite. Din acest punct de vedere, ar trebui să se întâmple extrem de rar acest aspect, adică în momentul în care eu am reconstituit în flacon cu 5 doze și am la dispoziție 6 ore să administrez acele doze, cred că printr-o organizare bună, repet, pot să chem persoanele care sunt programate a doua zi sau persoanele din unitatea mea, da, care doresc să se vaccineze, evident, și care să beneficieze de vaccinare. Și dacă vorbim de persoane care sunt programate, dar din diverse motive nu mai pot veni pentru a li se administra vaccinul, ce se va întâmpla cu aceste doze? Cred că dintr-o listă de 50-100 de persoane, sigur se vor găsi persoane care să dorească să vină să se vaccineze. Aș mai avea o întrebare cu privire la vaccinarea în mediul rural, pentru că știm că, de exemplu, când vorbim de localități izolate, nu sunt suficienți medici de familie. Ce se va întâmpla cu persoanele din aceste localități izolate? Veți avea suficiente echipe mobile care să ajungă, spre exemplu, la persoanele în vârstă sau putem să vorbim de pe acum despre un deficit de vaccinare în mediul rural? Mai ales că persoanele din mediul rural, din ce am văzut, sunt destul de reticente cu privire la vaccinare. Este important, mai ales în aceste localități de care dumneavoastră vorbiți, să se implice consiliile locale și, în mod deosebit, direcțiile de asistență socială, tocmai pentru a informa și a continua informarea persoanelor potențial care beneficiază de vaccinare. De asemenea, în ceea ce privește programarea acelor persoane din respectivele localități, prin intermediul direcțiilor de asistență socială, acolo unde este cazul, se poate efectua programarea sau cu ajutorul aparținătorilor, celor din familie care pot să efectueze programarea respectivă și va fi disponibilă o posibilitate în care să se menționeze că persoana respectivă nu se poate deplasa la un centru de vaccinare și în momentul în care în regiunea respectivă, prin colaborare cu consiliile locale, sunt suficiente persoane care să se vaccineze, se va deplasa practic un centru mobil, care nu este tot una cu echipa mobilă, practic un centru mobil, un ansamblu pe roți care se deplasează în localitatea respectivă și asigură accesul beneficiarilor la vaccinare. Așa cum știm, în mediul rural, preotul este văzut ca un lider de opinie. Aș vrea să vă întreb dacă la nivel de comitet sau de guvern luați în calcul să discutați cu Patriarhia, spre exemplu, astfel încât să li se transmită și preoților faptul că vaccinul este sigur, astfel încât să fie vaccinați cât mai mulți oameni din mediul rural, pentru că există această reticență. Este adevărat. Am și făcut acest lucru acum câteva săptămâni. Am avut o întâlnire cu reprezentanții celor 18 culte religioase din România. Am discutat și am dezbătut pe tema vaccinării și am răspuns la cele mai importante întrebări. De asemenea, am trimis un material în acest sens ca suport pentru deservenții acestor culte religioase, tocmai din nevoia pe care și dumnealor au ridicat-o de a putea răspunde în mod informat la întrebările care vin din partea enoriașilor. Vă mulțumesc! Aș dori să vin cu o nouă întrebare care completează prima întrebare. Cum ne vom asigura că din rândul celor 4 milioane de persoane care se vor programa în etapa a doua, nu vor fi și oameni care nu se încadrează în categoria respectivă? Respectând criteriile de prioritizare care vor fi prevăzute în platforma de programare. Eu aș vrea să vă mai reamintesc încă o dată faptul că ceea ce noi ne dorim este în final ca oamenii să se vaccineze.
Nu este nicio tragedie dacă o persoană, două sau mai multe, din etapa a treia va fi vaccinată în etapa a doua. Nu trebuie să privim lucrurile într-o modalitate foarte strictă și rigidă. Evident că nu putem avea un mecanism de control 100% eficient, dar încercăm și ne dorim ca cei care au cea mai mare nevoie de aceste tipuri de vaccin în această perioadă, conform etapelor prevăzute în strategia de vaccinare, să beneficieze de acest tip de vaccin. Bună ziua, Alina Neagu, Hot News. Vorbeați mai devreme despre un eșantion estimat de dumneavoastră de autorități la 250.000 de persoane în această primă etapă a campaniei. Aș vrea să vă întreb dacă avem în acest moment centralizat în afara numărului de persoane care au fost vaccinate și numărul persoanelor care s-au înscris până în acest moment. Da, chiar dacă procesul știu că este în derulare. În derulare, ieri ne-am uitat în platforma de programări și erau peste 50.000 de persoane deja programate. Da, și o a doua întrebare. Știm că avem o problemă ca țară legată de încredere în vaccin. Sunt statistici care spun că avem unul dintre cele mai puternice curente antivaccin din Europa, din păcate. Vreau să vă întreb dacă considerați că, așa cum arată acum, campania de informare este suficientă în acest context? Cu siguranță sunt foarte multe aspecte care necesită a fi intensificate și îmbunătățite. Ceea ce vom și continua în perioada următoare, prin toate canalele, inclusiv, dacă îmi permiteți, cu sprijinul dumneavoastră, cred că este important ca mass media să fie parte activă a procesului de comunicare și de informare corectă și transparentă a tuturor persoanelor care au nevoie de informații din surse sigure, din surse verificate și validate științific. Da, acest aspect care ține de comunicare și de informare, cu siguranță necesită a fi amplificat și intensificat în perioada următoare. Toate lucrurile acestea au fost făcute gradual, tocmai prin a nu crea, și acest lucru l-am discutat inclusiv cu reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății, de o informare, dacă vreți, etapizată, pentru că altfel creăm un nivel de așteptare foarte mare în condițiile în care realmente, așa cum discutam anterior, persoane din etapa a treia se vor vaccina în luna aprilie. Deci, din acest punct de vedere, campania de comunicare și de informare trebuie și adozată corespunzător cu strategia propriu-zisă de derulare a campaniei de vaccinare, dar cu siguranță sunt foarte multe activități care necesită a fi intensificate, amplificate, îmbunătățite în ceea ce privește informarea beneficiarilor. Am înțeles, și v-ați gândit concret ce ați putea face în plus, adică dincolo de intensificare. Ce înseamnă concret această intensificare? Aș vrea să-l las pe domnul secretar de stat Andrei Baciu, care este implicat în derularea campaniei de comunicare și de informare. În primul rând, aș dori să vă spun câteva lucruri despre ce s-a făcut până în acest moment. O echipă de experți în comunicare, experți în combaterea fake news-ului, au analizat o poză de moment a situației și cu privire la vaccinare, percepția vaccinării în România. Ulterior au desenat o strategie de comunicare în acest sens. Așa cum spunea și domnul doctor Valeriu Gheorghiță, această strategie a fost desenată proporțional cu desfășurarea campaniilor, cu desfășurarea campaniei de vaccinare. Evident că există activități transmise segmentat pentru fiecare categorie, pentru fiecare canal de comunicare. După cum probabil ați și văzut în spațiu public, atât pe televizor, cât și pe radio, cât și în presa scrisă, există și platforma respectivă, există și o prezență în spațiul online, pe rețele de comunicare. Însă aș menționa un aspect important. Strategia de vaccinare a demarat cu această primă etapă a personalului medical, iar aici am avut activități specifice care au fost desfășurate pe parcursul lunii decembrie, înainte de a începe procesul de vaccinare. Am avut mai multe webinarii cu toate universitățile de medicină și farmacie. Am avut webinarii cu primele 10 spitale de boli infecțioase înainte ca acestea să demareze procesul de vaccinare. Am avut webinarii cu toți profesioniștii din reprezentanții, organizațiile care reprezintă mare parte din profesioniștii din domeniul sănătății. Ne dorim să continuăm aceste webinarii. Au fost adresate vari tipuri de teme în aceste discuții care au fost interactive. Pe de o parte aspecte științifice, pe de altă parte aspecte legate de comunicarea cu pacienții, comunicarea cu populația generală. Au fost prezentate update-uri cu privire la campania de vaccinare efectivă
Și, bineînțeles, așa cum vă spuneam, a fost o discuție interactivă, pentru că pentru noi a fost foarte important feedback-ul profesioniștilor din domeniul sănătății și ne-am dorit și ne dorim în continuare să putem să oferim toate răspunsurile care la toate întrebările care se ivesc. Deci, am avut un focus special pentru această primă categorie, primă etapă a vaccinării și, evident, că ne vom adapta toate activitățile de comunicare în funcție de derularea campaniei de vaccinare. Aș vrea să mai fac o scurtă precizare. Mi s-a transmis acum că sunt în următoarele 20 de zile peste 150.000 de persoane deja programate. Apropo de comunicare, până la comunicarea cu publicul despre care discutați, cea cu media, poate o clarificăm un pic. Cine e până la urmă comunicatorul oficial? Avem sau nu avem o voce unică? Pentru că noi toți, cred că nu greșesc dacă spun, ne uităm în 4 grupuri de WhatsApp diferite, vorbim cu oameni de la mai multe instituții. E destul de dificil să transmitem și noi către public uneori o informație corectă, completă și la timp. Rămâne așa? Vom comunica pe tot parcursul campaniei la modul acesta sau schimbați ceva și aici? Și aici ne dorim să intensificăm și să îmbunătățim lucrurile. Sunt cele două grupuri care au fost create special pentru activitatea de vaccinare și aici va fi desemnată, adică se calibrează toate aceste activități astfel încât să devenim din ce în ce mai eficienți, dar vor comunica în următoarele zile pe acest subiect punctual. Și m-aș întoarce un pic la întrebarea colegului meu de la Mediafax. Era estimat o jumătate de milion de medici, asistenți medicali, brancardieri, infirmieri și am ajuns la 250.000. Care era până la urmă cifra corectă? Pentru că tot dumneavoastră oficialitățile ați aruncat-o în piața publică. Adică ce s-a întâmplat? Ori e corect, cum spune colegul meu, doar jumătate din personalul medical își dorește imunizarea și face ceva în acest sens? Numărul estimat al persoanelor din prima etapă nu are legătură cu intenția de vaccinare. Am mai spus și repet încă o dată acest lucru. Tocmai de asta ai insist cu întrebarea ca să ne clarificăm cum ne uităm la aceste cifre. Ce ne spun ele? Deci vorbim în momentul de față de circa 250.000 de persoane care au un contract de muncă încheiat efectiv cu diverse unități medicale, publice, de stat și private și de asemenea, în momentul de față, dacă eșantionăm numărul total de pildă al studenților la medicină și farmacie care sunt incluși în etapa 1, sunt circa 70.000 de studenți în toată țara, în toate universitățile de medicină și farmacie. În momentul în care am vorbit de circa 250.000 de persoane, facem referire strict la lucrătorii angajați din sistemul medical, public, privat și sistemul social. Câți dintre aceștia sunt eligibili pentru vaccinare? Eligibili, să redefinim, înseamnă persoane care nu au contraindicații, care nu sunt în cursul de evoluție a bolii sau care nu au trecut în ultima lună prin acest tip de infecție. Putem să spunem că procentul de persoane din rândul lucrătorilor din sistemul medical care au trecut deja prin infecția cu SARS-CoV-2 este estimat la circa 15%, în general diferă de la o unitate medicală la alta. Deci, practic, probabil că ajungem la un procent realist de circa 70-80%. Aș mai avea eu o întrebare. Sunt oameni care vor să știe cum vor fi vaccinate persoanele de peste 65 de ani și nu numai, care sunt imobilizate la pat din cauza anumitor boli. Prin echipe mobile de vaccinare care se vor deplasa la domiciliul respectivei persoane în colaborare cu medicul de familie care ține evidența fiecărei persoane și care are sau a direcției de asistență socială dacă respectiva persoană nu are medic de familie și se stabilește ziua în care o echipă mobilă se va deplasa și va efectua activitatea de vaccinare. Scrierea pentru aceste persoane se face așa cum știm? Direcția de asistență socială sau prin medicul de familie sau dacă se stabilesc numărul persoanelor care sunt în această condiție, se poate efectua vaccinarea propriu-zisă și ulterior persoanele respective sunt înscrise în Registrul Electronic Național al Vaccinărilor. Dacă mai permiteți și mie o precizare referitor la persoanele cu alergii, există un risc pentru ele? Pot face vaccinarea fără niciun fel de problemă? Riscul de reacție alergică
este la orice tip de medicament sau de vaccin pe care noi îl folosim. Istoricul de reacție alergică al unui pacient contează pentru vaccinarea împotriva COVID-19 dacă vorbim într-adevăr de o reacție alergică cunoscută la unul dintre componentele prevăzute în acest tip de vaccin. Pot să vă spun din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții Ministerului Sănătății din Israel, au peste 1 milion de persoane vaccinate, inclusiv persoane care au antecedente de reacții alergice și nu s-au înregistrat reacții alergice majore în niciunul dintre cazurile respective. Deci riscul per ansamblu de reacție alergică este foarte redus. Dar noi trebuie să știm ce avem de făcut atunci când, Doamne ferește, se întâmplă acest tip de reacție alergică. Vă mulțumim frumos. Pot să mai adresez eu o ultimă întrebare? Promit, mă opresc aici. Apropo de raportarea pe care o primim în fiecare zi la ora 13, urma să fie introdus și numărul testelor rapide. M-am gândit că dacă este doamna doctor Adriana Pistol aici, poate profităm de ocazie și ne lămurim cu asta. De când ar urma să fie raportate și rezultatele acestor teste, pentru că domnul premier Câțu ne vorbea despre data de 5. Cred că au existat și declarații de la dumneavoastră, de la Ministerul Sănătății, domnule Baciu, în care era avansată această dată. Într-adevăr, aș prefera să comunicăm în viitor imediat apropiat pe acest subiect. Astăzi este despre procesul de vaccinare, despre campania de vaccinare și eventual putem să discutăm la finalul acestei conferințe. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim frumos pentru prezență. Ne revedem săptămâna viitoare.